Cum poți să ai o dezbatere constructivă și convingătoare pe teme precum pornografia, legalizarea marihuanei, drepturile femeilor sau legalizarea căsătoriei homosexuale? Sunt Eduard Dezeanu și astăzi, la The Good Life, discut despre abordarea eficientă a disputelor morale cu Ariel Pontes, filozof și activist umanist. Bine ai venit la un nou episod al The Good Life Podcast. Astăzi vorbim despre dispute morale. În viața de zi cu zi avem tot felul de dezbateri și de dispute cu oamenii. Astea morale sunt un fel atipic de dispute pentru că au o anumită complexitate și ambiguitate în plus față de alte dispute și dezbateri pe care le avem. Ce sunt ele? În esență, disputele morale sunt dispute care implică judecăți de tip moral despre bine și rău. Ce este bine, ce este rău. Sau, în alte cuvinte, ce este moral, ce este imoral. Sau ce este corect, ce este incorrect. Când apar cuvinte din astea în discuție, este clar că avem o discuție de natură morală. Și există tot felul de teme. De exemplu, dacă este moral să minți sau dacă eutanasia este morală sau dacă a te uita la filme porno este moral sau dacă a taxa mai mult oamenii care au foarte mulți bani este etic, este moral, este bine. Astea sunt niște teme cu niște cuvinte de genul ăsta și sunt cumva diferite de teme gen dacă dieta nu știu care te ajută să slăbești, unde pur și simplu este vorba de niște fapte, te uiți la fapte, te uiți la dovezi, le analizezi, aici apare o discuție de natură morală. Ca să discutăm despre cum rezolvăm în mod eficient și cum convingem în dispute morale, l-am invitat la acest episod al podcastului pe colegul meu din ASUR, Ariel Pontes, care este filozof și activist umanist. Bine ai venit, Ariel! Mulțumesc! De ce l-am invitat specific pe Ariel pentru această discuție? Haideți să vă spun câteva lucruri despre ceea ce face el. Ariel Pontes are licență în inginerie, masteratul în filozofie analitică și este activ în mișcarea umanistă din România, din Brazilia, dar și la nivel internațional. Scrie de 13 ani pe blogul său Ghostless Machine, despre filozofie, știință, religie și sociopolitică și a fost președintele grupului de lucru pentru Americi în cadrul Asociației Young Humanists International timp de 3 ani, timp în care a lansat publicația umanistă Humanist Voices, unde este scriitor și editor. Iar în cadrul ASUR, Ariel este organizatorul seriilor de dialog din București, care momentan sunt pe pauză, dată fiind pandemia prin care trecem în acest moment. Și mică paranteză, dacă observați la Ariel un accent aparte, asta este pentru că Ariel este de origine din Brazilia și este în România de un număr de ani. De cât timp ești în România, Ariel? 7 ani, aproape 7 ani. Da, e ceva timp. Da. Bun, hai să intrăm în discuție. Înainte să-i adresez lui Ariel niște întrebări cheie, vreau să setez un pic cadrul. Când vorbim despre dispute morale, în primul rând, dată fiind ambiguitatea lor, este foarte important să identificăm perspectiva prin care judecăm lucruri de natură morală. Și odată ce avem acest un fel de filtru prin care evaluăm situația sau instrument de măsură prin care măsurăm situația respectivă, putem să mergem mai departe să vedem, ok, cum folosind acest instrument de măsură reușim să convingem și reușim să rezolvăm disputa în mod eficient. Care poate să fie acest filtru prin care ne uităm la discuții morale? Ca să ne dăm seama de asta, am discutat cu Ariel și am zis să începem cu un mic studiu de caz
pe o discuție de natură morală care este foarte în floare în ultimii ani, și anume discuția despre avort și dreptul femeilor la avort. Cum se uită oamenii de obicei la genul ăsta de discuție? Păi, în primul rând, avem de obicei două poziții, cea numită pro-life, care susține, apără viața embrionului și spune că femeile n-ar trebui să aibă dreptul la avort în majoritatea situațiilor, sau unii spun chiar toate situațiile. Și avem poziția pro-choice, care spune că femeile ar trebui să aibă libertatea să aleagă, și atunci dacă o femeie vrea să facă avort, aia e cel mai important lucru și ar trebui să aibă posibilitatea asta. Bun, cum duc discuția asta cele două părți? Păi, dacă ne uităm în practică la genul de discuții de tipul ăsta, pe de o parte sunt discuțiile alea de genul eu cred că poziția mea e mai bună pentru că, în esență, așa cred eu și așa simt eu. Deci este pe bază de emoții și discuția respectivă nu merge mai departe de acolo. Și în general, dacă eu spun eu sunt pro-choice pentru că așa simt eu, că e bine, că e moral, și cealaltă persoană spune eu sunt pro-life pentru că așa simt eu, că e bine, e vorba de emoții, de elemente subiective, discuția s-a blocat. O altă discuție un pic mai avansată în dezbaterea asta are loc la nivel de drepturi. Și ce se întâmplă aici, în general, este așa. Cei care sunt pro-choice, pro-alegere, invocă dreptul femeii la libertate și autonomia sa corporală. Dar cei care sunt pro-life vin și ei și invocă dreptul fătului, dreptul embrionului la viață. Și avem un drept contra altui drept. Cum decidem care e mai important? E, aici și discuția asta tinde să se blocheze, pentru că nu există un mod de argumentare prin care să susții puternic că un drept este mai important decât altul, mai ales în genul ăsta de discuție. Și iară se ajunge la, eu cred că dreptul la alegere al femeii e mai important pentru că așa cred eu, așa simt eu, iar cealaltă parte spune eu cred că dreptul la viața al embrionului e mai important pentru că așa cred eu, așa simt eu. Și iarăși discuția se blochează acolo. Deci asta este problema practică în discuții de natură morală și de asta foarte multe din ele nu ajung nicăieri, ajung doar la oameni care țipă unii la alții și care se enervează și care nu ajung la o soluție constructivă. Ariel, asta fiind situația, din punctul tău de vedere, care ar fi o alternativă mai bună prin care să putem discuta probleme morale precum avortul, dincolo de cele pe care le-am analizat până acum și se vede că nu sunt foarte eficiente? Da, deci eu cred că alternativa cea mai bună, nu numai ca să discutăm avortul, dar sincer ca să discutăm orice problemă morală, este abordarea utilitaristă. Și asta e un cuvânt foarte confuz. Lumea, dacă întreb pe cineva pe stradă, știi ce înseamnă utilitarist? Aproape nimeni nu o să spună, nu, habar n-am. Toată lumea o să încearcă să ghicească, zic, a, sigur, a, ceva care să fie util, o să se gândească la lucruri de genul. Dar în filozofie are o conotație foarte specifică. Și anume, practic, utilitarismul este viziunea morală care afirmă că tot ce contează din punct de vedere moral este calitatea experienței tale, adică este calitatea experienței ființelor sentiente. Există cuvântul ăsta? Sentient. Da, da. E ok. Deci tot ce contează din punct de vedere moral este calitatea experiențelor ființe sentiente. Și anume, un lucru, dacă suferi, e rău, dacă simți plăcere, e bine. Și practic tot ce trebuie să facem este să maximizăm plăcerea și să minimizăm suferința. Și orice ființă are aceeași valoare. Deci e un sistem foarte neutru. Nu există un grup care să conteze mai mult decât alt grup. Singura chestie care face o ființă mai importantă, să zicem, din punct de vedere moral, este o capacitate mai ridicată de a simți plăcere și suferință. Deci, de exemplu, poate o insectă
e mai puțin relevantă din punct de vedere moral, pentru că e un organism foarte rudimentar și nu are un sistem nervos dezvoltat. Dacă ești obligat să omori un gândac sau un porc, mai bine să omori gândac. Sună interesant până aici. Spune-ne și ceva un pic despre istoria utilitarismului și de unde a apărut el. Da, deci utilitarismul a început cu cel mai cunoscut autor utilitarist, Jeremy Bentham. În 1789 a publicat Jeremy Bentham cartea asta, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, în care el practic spune că tot ce contează este plăcere și suferință. Ăsta ne ghidează acțiunile mereu și asta noi facem tot ce facem ca să maximizăm plăcerea noastră și să minimizăm suferința și luăm în considerare și bunăstarea altora. Nu suntem 100% egoiști. Mm-hmm. Cu alte cuvinte, toate motivațiile noastre în final converg spre dorința de a avea plăcere sau, exact, ca să folosesc un termen mai generic, a avea experiențe emoționale pozitive și a le evita pe cele negative. Da. Și atunci de asta utilitariștii spun că ar trebui să judecăm aspecte de natură morală din punctul de vedere al efectelor pe care le au în creșterea sau scăderea emoțiilor noastre negative sau pozitive. Da. Tipul ăsta de gândire se numește și în filozofie un mod de gândire consecvențialist, pentru că se concentrează pe consecințe și nu pe respectarea unei reguli neapărat. Adică o regulă, din perspectiva asta, are valoare, dar numai dacă are tendința de a provoca consecințe pozitive. Și nu pentru că asta e regulă și punct, are valoare în sine. Asta ar fi o viziune deontologică, kantiană, cum ar fi, deși și Kant avea, nu zicea că poți să iei orice regulă și să o faci absolută, el zicea că numai anumite reguli sunt absolute, absolute și trebuie să le găsim așa și avea metodologia lui. Dar era o metodologie care se concentra pe a găsi reguli absolute și în utilitarism nicio regulă nu e absolută. O să mai atingem discuția asta un pic mai încolo în acest episod. Până atunci l-ai menționat și pe John Stuart Mill. Mie cea mai interesantă carte a lui mi se pare cea care chiar se numește Utilitarianism, adică utilitarism, și care în esență descrie foarte eficient care sunt principiile pe care se bazează utilitarismul și pornește de la ceea ce a făcut Bentham, dar construiește mai departe pe ceea ce a făcut el. Recomand ascultătorilor noștri cu căldură cartea asta, Utilitarism, de către John Stuart Mill. Bun, am înțeles care e treaba cu utilitarismul. Cum s-ar purta discuția asta despre avort din punctul de vedere al utilitarismului și cum ar fi analizată ea? În primul rând trebuie să ne gândim la, ok, cine este implicat în dezbaterea asta? Și asta, acolo începe toată polemica cu avortul, pentru că în unele cazuri, unele feministe mai radicale s-ar putea să spună că numai femeia este implicată. Este o femeie și atât, deci e decizia ei, pentru că nu e nimeni altcineva implicat. Dar ăștia pro-life o să spună că nu, este și fetusul implicat și viața lui contează mai mult. Acum, în cazul utilitariștilor, ce contează practic e cine suferă mai mult, dacă interzicem avortul sau dacă legalizăm avortul sau dacă îl interzicem. Dacă interzicem avorturilor, asta se face în Brazilia, încă este ilegal, numai în anumite cazuri extreme, dacă nu ai fost violată sau nu ai riscuri sau nu ai un fetus, nu are boli, nu poți face avort, punct. Nici în prima săptămână, nu contează, gata, trebuie să ai copilul ăla. În România, până la 14 săptămâni, poți. Întrebarea este, în ce punct interesul fetusului devine important, devine ceva care trebuie să considerăm? În Brazilia se zice din concepție, din momentul în care există un embrion, nu numai că interesul embrionului contează, dar contează la infinit. Și așa că nimic altceva nu contează. Asta e perspectiva catolică, în principal. Are o importanță infinită, așa că nu contează femeia cât de mult suferă, nu contează ce consecințe mai există, trebuie respectată viața fetusului sau embrionului și punct. Iar utilitarianismul cum a răspunde la chestia asta?
Atunci intră întrebări empirice și asta e frumusețea utilitarismului, pentru că ne conectează cu realitatea, ne face să punem întrebări care pot fi răspunse. De exemplu, ok, când devine un fetus capabil să sufere și să aibă experiențe subiective? Și asta e o întrebare științifică. Noi știm până acum, de exemplu, că la săptămână 25, cam pe acolo începe un fetus să aibă unde cerebrale, care reprezintă în adulți o stare de somn. Mm-hmm. Înainte de asta, creierul nu e suficient de dezvoltat ca să aibă aceste pattern-uri. Dar, important, degetele tale se pot mișca dacă pui chestii pe ele, inclusiv după moarte cerebrală. Deci încă există nervi, încă există care sunt în viață, să zicem așa. Deci încă există, de exemplu, mișcare. Și la fel un fetus, înainte să fie, să zicem, viu cerebral, deja se mișcă, deja răspunde la niște reflexe. Dar faptul că informația asta nu ajunge la creier, nu schimbă pattern-urile din creier, ne dă motiv să credem că fetusul ăsta nu este capabil să simtă nimic la nivel subiectiv, să sufere. Pentru că dacă așa considerăm că se întâmplă la un om adult când moare, că după ce creierul trece de la o stare X la o stare Y, gata, asta îl face să nu mai conteze din punct de vedere moral, asta ar trebui să fie același standard și în cazul avorturilor. Așa că eu, personal, de exemplu, mă consider pro-choice pentru că până la săptămâna 24-25 nu există sentience. Așa că interesul fetusului nu există. Îi contează numai ce crede mama, cum se simte ea, dacă ea vrea să aibă acel copil sau nu. Ok, deci dintr-o analiză utilitaristă, în perspectiva ta, fătul nu trece prin suferință, pe când mama, dacă este forțată să aibă un copil pe care nu și-l dorește, ce s-ar întâmpla? Aici eu prefer să mă uit la o viziune mai pe ansamblu, să ne uităm la ce se întâmplă în țările unde avortul este interzis. Unde avortul este interzis, mor foarte multe femei din cauza avorturilor eșuate. Și deci asta este o sursă mare de suferință. Deci ele încearcă totuși să facă avort ilegal. Exact. Dar este mult mai riscant pentru că exact. Nu sunt condiții adecvate. Ok. Uh-huh. Există foarte multe probleme. Problema principală ar fi lipsa de acces la contracepție. Oameni săraci care nici nu au educație sexuală și nici nu au acces, bani să cumpere tot felul de chestii și trăiesc într-o cultură patriarhală care nu prea, adică bărbatul vine, nu vrea să folosească prezervativul, nu vrea să facă nu știu ce, nu. Și cumva femeia acceptă din ignoranță sau pentru că cedează. Și, nu știu, când află că e gravidă, bărbatul pleacă, dispare și ajung nevoite să facă avort pentru că își dau seama că asta ar fi decizia rațională, pentru că nu au bani, nu au o structură în familie, nu au nimic, trăiesc de o zi pe alta într-o favela sau într-o zonă foarte săracă și sunt în disperare, caută un avort. Și având în vedere că nu au bani, caută un avort într-o clinică clandestină undeva fără condiții sanitare care trebuie și mor din tot felul de probleme, complicații, foarte mulți copii sunt lăsați orfane pentru că mamele lor au mai mulți copii, pentru că și asta e un motiv ca să faci, ai deja 3 copii și ai rămas gravidă încă o dată și știi că nu-ți permiți și a fost o problemă, nu ai avut bani sau a fost un viol, dar nu un viol, pentru că îți dai seama, trebuie să dovedești că ai fost violată și cât durează procesul ăsta. Și știi că dacă faci un avort acum, e o chestie mai simplă, e un embrion. Dar dacă trebuie să treci printr-un proces legal întreg, să dovedești că ai fost violată, e oribil. Așa că ajungă să facă avorturi ilegale. Și asta se întâmplă. Deci suferă femeia că moare sau dacă nu moare, are complicații și care implică dureri, îți dai seama. Și familia suferă că a murit, fiica lor sau soția a murit sau mama a murit, copiii suferă, ajung, dacă a fugit tată, poate ajung copii să nu aibă nici mama, nici tată. Deci avem un val întreg de efecte negative aici. Exact. Am înțeles. Și ca să continui cu încă o mică bucățică analizată utilitaristă, chiar dacă mama alege să nu facă avort și să țină copilul respectiv, momentul în care este un copil nedorit,
asta o să aibă consecințe negative asupra felului cum este crescut, cum este educat și asupra satisfacției lui în viață. Deci asta este o consecință negativă care apare acolo. Da, acum putem intra exact pe partea asta. Femeia suferă pentru că nu mai poate era la facultate, poate începea să facă ceva, să aibă un job mai bun și poate are alți copii. Adică poate are alți copii și vrea să se educe mai bine ca să aibă un job mai bun și să poată fi o mamă mai bună și să aducă mai mulți bani acasă și să educe și copiii ei. Și totul se termină pentru că a fost obligată să aibă un copil. Da. Și iarăși, și dacă face alegerea, deci nu să facă un avort ilegal, ci să păstreze copilul, vedem un val de efecte negative și asupra copilului și asupra mamei. Deci asta este o analiză din punct de vedere utilitarist a unei probleme morale foarte complicate de tip avort. Și bineînțeles, de la o persoană la alta, exact viziunea asupra efectelor o să varieze, dar ce este important acum de reținut este că a folosi acest filtru utilitarist într-o discuție despre moralitate este foarte, foarte util. Și atunci, ce o să spun eu este că primul pas important când avem o discuție morală, fie că este despre avort, despre eutanasie, despre drepturile femeilor, despre whatever, vrem în primul rând să setăm filtrul ăsta utilitarist. Să nu vorbim despre așa simt eu, să nu vorbim despre drepturi, care sunt niște concepte foarte abstracte, ci să vorbim de consecințele practice ale anumitei acțiuni asupra satisfacției oamenilor în societate. Și dacă consecințele ies pe plus, acțiunea respectivă este bună. Dacă ies pe minus, nu este bună. După ce setăm acest cadru utilitarist, cum putem să convingem persoana cu care avem dezbaterea, disputa, este să arătăm că efectele sunt de partea poziției noastre. Gen, dacă eu propun legalizarea marihuanei și cred că asta este benefic, în analiza utilitaristă am nevoie să dovedesc că asta creează mai multe efecte pozitive sociale pentru oamenii din societate decât efecte negative, efecte duse la nivel de emoțiile pe care le simt ei. Cât de multă satisfacție simt versus cât de multă insatisfacție din consecințele negative. Și dacă arăt că aici este pe plus, am demonstrat poziția mea și am demonstrat că este bine în exemplul ăsta să legalizăm marihuana. Dar trebuie să ținem cont aici și de faptul că o să fie discuții în care adevărul nu este neapărat de partea noastră, în care dacă ne uităm la efecte, efectele de fapt sunt, dacă noi să zicem susținem o anumită acțiune și încercăm să o justificăm prin efecte, efectele de fapt sunt mai mult negative decât pozitive. Și atunci nu este tot timpul despre a convinge pe celălalt într-o dispută morală, uneori este și despre a ajunge pur și simplu la adevăr prin filtrul ăsta utilitarist. Dar e ok, pentru că poate prima dispută o pierzi și zici, da, așa e, efectele nu justifică acțiunea pe care o propun eu, dar asta, dacă ești deschis la minte, te face să-ți schimbi poziția, iar în următoarea dezbatere pe care o ai, pentru că ți-ai schimbat poziția și efectele sunt de partea ta, atunci ai mari șanse să câștigi dezbaterea respectivă. Da, și eu cred că e foarte importantă chestia asta. Nu cred că dispute morale trebuie aportate ca o dezbatere, mai ales dacă din perspectiva asta că avem un câștigător și unul care pierde, pentru că fiind discuțiile morale sunt mereu foarte sensibile și aduc foarte multe emoții, așa că nu vrei să îi pui pe om să fie defensiv. Mai degrabă, cumva, idealul este să arăți că încerci să îl înțelegi. Așa funcționează oricum o dezbatere sau numai sau un dialog, pui întrebări, încerci să înțelegi viziunea omului și este important să folosim argumente și asta îmi place la utilitarism față de abordarea asta pe drepturi, că femeia are un drept sau că fetusul are un drept. Astea nu sunt argumente, sunt premise. Și dacă tu vii și, bă, asta e premisa mea și o strigi,
dacă o strigi mai tare, nu o să mă facă să o accept mai mult. Tu trebuie să-mi spui, ok, eu când, atunci când zic că avortul ar trebui să fie legal, asta nu este premisa mea, asta este concluzia. Și eu îi arăt, ok, bazat pe ce premise am ajuns la concluzia aia și încerc să aleg premise care sunt acceptate de amândoi. Și faptul că suferința este rea e ceva foarte e un principiu foarte universal și toată lumea o să fie de acord cu asta. De asta îmi place utilitarismul, că, așa cum spui tu, cumva creează un limbaj comun pentru oameni pe ceva pe care toți putem să picăm de acord, și anume că experiențele noastre emoționale, pozitive sau negative, contează și că ceva poate fi evaluat din punctul ăsta de vedere. Hai să fac acum un pic pe avocatul diavolului. Știu că există tot felul de critici asupra utilitarismului. Vreau să discutăm una specifică care este foarte comună. Odată ce înțelegi utilitarismul, deseori pare ceva foarte logic și foarte natural, like, gen, bineînțeles că vrem să decidem ce e bine și ce e rău pe baza consecințelor pozitive sau negative asupra oamenilor. Doar că apar diverse cazuri din astea care ridică semne de întrebare legat de poziția asta. Un exemplu este un scenariu de genul următor. Ai 5 oameni într-un spital. Fiecare din ei au nevoie de transplant pentru un organ diferit între fiecare din ei și dacă nu primesc transplantul ăla o să moară, dar nu există surse pentru acel transplant, deci oamenii respectivi aproape că sunt sortiți să moară. În același timp, în spital a apărut un om, să zicem în vizită, care e perfect sănătos, are organele intacte și dacă omul ar fi prins și omorât și tăiat, și organele lui ar fi luate și date celor care au nevoie de transplant, în esență am salvat viețile lor. Dacă judecăm pe efecte, omorâm un om, deci luăm viața unui om și capacitatea lui de a trăi niște experiențe pozitive în viață, dar salvăm 5 oameni. 5 mai mari ca 1. Și unii oameni spun că, prin urmare, din punct de vedere utilitarist, e ok să omorâm omul ăla nevinovat ca să salvăm 5 alți oameni. Și asta face parte dintr-o întreagă categorie de scenarii în care ideea este că tu sacrifici ceva, o minoritate, să zicem un singur om, pentru a salva mai mulți oameni. Și cumva ideea este că utilitarismul ar fi de acord cu asta. Care este totuși răspunsul utilitarismului la care tu deja ai făcut aluzie cumva? Da, există distinția asta între rule utilitarianism și act utilitarianism. Act utilitarianism ce spune ar fi că, băi, acum, în momentul ăsta, dacă pot să salvez mai mulți și să omor unul, gata, asta o să fac. Și rule utilitarianism ne face să ne gândim așa, ok, stai să văd ce reguli trebuie să încalc ca să fac chestia asta. Și că dacă trebuie să încalci o grămadă de reguli foarte utile, reguli care, în general, conduc la o societate mult mai fericită, dar tu trebuie să le încalci ca să omori omul ăla, atunci începe să devine foarte problematic și nu ar trebui să faci chestia asta. Deci asta e un calcul mai complex pe care trebuie să-l faci. În cazul ăsta, în care eu sunt medic și am niște pacienți și văd un om sănătos, unul la mână, dacă începe să devină o practică comună, o să fie scandale sau dacă să zicem că s-a legalizat, gata, e legal să faci asta. O să apare o grămadă de firme private, de medicină, care să zică, noi am făcut o firmă care nu bate în joc de clienți așa, că îl omorâm ca să salvăm mai mulți. Și noi, pentru că avem instinct de autoprezervare, o să alegem firmele astea și sunt multe consecințe nedorite dacă începem să implementăm un astfel de abordare la o scară așa de largă. Deci trebuie să avem o modalitate mai rațională și mai ușor de acceptat de oameni, de publicul în general. Și asta trebuie să fie, din punct de vedere pragmatic, asta trebuie să fie regula noastră. Așa că eu aș zice că în cazul ăsta e destul de clar că nu ar fi pozitiv să începem să omorâm oameni care vin la check-up ca să donăm organele. Sună bine și asta este frumos la rule utilitarianism, că nu se uită doar la efectul imediat,
am salvat 5 oameni, am omorât un om, ci se uită într-o perspectivă mai largă la efecte. Bun, dacă genul ăsta de acțiune este permisă și oamenii pot să facă asta în societate, ajungem într-o societate în care toată lumea o să meargă pe stradă mort de frică, că știe că la un moment dat e posibil să vină o dubă și să-l răpească și să ia organele ca să salveze niște alți oameni. Și ăsta este un super efect negativ. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, clar nu este ok să faci lucruri de genul ăsta, să sacrifici viața unui om, chiar dacă salvezi 5 oameni, pentru că dacă ne uităm la nivel social, ca efect, corupe și trage în jos ca nivel de satisfacție întreaga societate. Da. Hai să mai discutăm de un punct. Cred că e foarte interesant de analizat religia și vorbesc mai specific de religia creștină aici, din punct de vedere utilitarist. Pentru că religia aduce cu ea o groază de reguli morale. Acum, bineînțeles că fiecare are interpretarea lui a ce scrie în Biblie și care sunt regulile adevărate, dar dacă ne uităm în practică, în jurul nostru, vedem că avem o groază de creștini cu niște diverse reguli de natură morală extrase din învățămintele biblice și din ce aud la biserică. Cum sunt aceste reguli dacă le analizăm din punct de vedere utilitarist? Ei, unele din ele sunt, bineînțeles, cum nu fura și nu omorâ. În principiu sună foarte bine, dar după aia să nu lucrezi de un sâmbătă deja începe să devină un pic ciudat. Dar să nu stăm pe numai pe cele 10 porunci și vorbim de ceva mai actual. De exemplu, cazul cu avortul, asta ar fi primul, bineînțeles, dar l-am discutat deja. Dar drepturile gayilor sau comunitatea LGBT. Și acolo e ceva, că ei pur și simplu zic, nu e bine să un bărbat să facă sex cu alt bărbat. Nici nu prea vorbesc despre femei în Biblia. Dar și de ce nu? Pentru că cine suferă? Și nu este deloc clar de ce ar fi rău. Lumea de obicei are o reacție viscerală la asta, pentru că au crescut într-un context cultural care cumva se uită urât la comportamentul ăsta. Și noi avem biasul ăsta cognitiv, avem tendința să amestecăm etică și estetică. Există și un psiholog moral, Jonathan Haidt, care a făcut niște experimente cu harmless taboo violations. Și cumva spune, este un om care cumpără un pui o dată pe săptămână și ajunge acasă și face sex cu el. Puiul ăla fiind tăiat. Da, să zicem tăiat, exact. Da, sau da, mai dați și exemplu ăsta cu cineva care vrea să spele acasă, dar nu are cârpe și dar se amintește că are un steag vechi acasă și ia steagul țării și spală pe jos. Și asta la americanii mai ales, care sunt foarte așa, sunt foarte emoționali legat de țara lor, îi se pare foarte, multora dintre ei îi se pare extrem de jignitor să faci așa ceva și greșit și rău. Dar din perspectiva utilitaristă nu e nimic rău. Dacă singura sursă de suferință este dacă faci asta în fața tuturor, gen dacă mergi la o întâlnire patriotică, la un eveniment și vii acolo cu steagul și te piși pe steag. Asta a fost rău? Păi da, în ceva sens a fost rău, pentru că știi că acolo sunt oameni care se uită, și adică care se simt rău când văd ceva de genul. Asta ar putea fi imoral în sensul în care nepotrivit, așa, mild immorality. Dar dacă faci acasă singur, nu este nimic rău. Da, la fel, o analiză similară se poate face, de exemplu, pe căsătoria homosexuală, unde iarăși oamenii au o reacție emoțională, oarecum instinctivă, de nu, e rău cum doi homosexuali să se căsătorească. Dar dacă ne uităm efectiv la efecte, e o alegere liberă, pe ei îi face mai fericiți, societatea nu e afectată negativ de chestia asta, clar din punct de vedere utilitarist iese pe plus și e o chestie care e ok. Însă foarte multe persoane religioase sunt împotriva acestui lucru, pe de o parte din învățăminte religioase, pe de altă parte din reacțiile astea, cum le numești tu, estetice sau emoționale, care după aia
îi ghidează în ceea ce judecă. Și câteodată e foarte important, și asta încearcă să spună foarte mult Jonathan Haidt, că noi foarte mult, din păcate, avem întâi o reacție emoțională la ceva, gen dezgust, și după care îl judecăm automat ca fiind imoral. Dar ce ar fi mai util este să lăsăm emoțiile alea deoparte, să ne uităm efectiv la consecințele lucrului respectiv și să-l judecăm așa, și de acolo să decidem dacă lucrul respectiv este bun sau nu este bun, ar trebui permis sau nu ar trebui permis. Și, din păcate, oamenii foarte religioși sunt împotriva la multe lucruri care, din punct de vedere al efectelor, nu au efecte negative, ba chiar au efecte pozitive, și în felul ăsta putem să spunem că este un fel de pervertire a moralității. Pe lângă ce am dat exemple până acum, sunt oameni care sunt împotriva masturbării sau împotriva sexului înainte de a te căsători, lucruri care n-au niciun efect negativ, dimpotrivă au multe efecte pozitive, creează plăcere și satisfacție și experiențe persoanei respective. Și acolo e ceva problematic. Da, și acolo nu e nici vorba de că e un bine în plus, dar câteodată chiar există foarte multă suferință din cauza că, de exemplu, că homosexualii nu au drept la căsătorie, pentru că lumea nu e neapărat conștientă de chestia asta, dar ai multe beneficii dacă te căsătorești. De exemplu, dacă ești străin și vrei să te muți cu partenerul tău în țara lor, nu poți, de exemplu, dacă nu ești căsătorit. Și nu poți să iei un credit împreună, nu puteți lua un apartament împreună. Sunt multe lucruri care se complică. Dacă ești bolnav, ajungi la spital și după un accident, de exemplu, dacă ajungi la spital după un accident și numai familia are voie să vizite partenerul tău, deși locuiești cu el de 15 ani, nu are voie să intre. Da. Acum, bineînțeles că unii oameni creștini spun, ok, utilitarist, regulile alea nu par ok, dar sunt de la Dumnezeu, probabil că au ele o logică, că sunt de la Dumnezeu. Da. Și acolo apare problema pe care ai menționat-o și tu mai devreme, care îți dovezile că sunt de la Dumnezeu. Da. Până la urmă, eu cred că ce face un sistem de reguli, cum ar fi o religie sau un sistem legal, este să tragă niște concluzii de la niște principii mai de bază și să le cristalizeze mai mult și concluziile. Asta e problema. Pentru că, de exemplu, într-adevăr, dacă eu fac, să zicem că a trecut revoluția și vreau să fac o țară nouă și vreau să scriu Constituția sau codul legal, eu nu pot să pun acolo o singură regulă sau o singură lege. Dacă faci ceva care crește suferință, ești pedepsit. Dacă nu crește suferință, este legal. Nu se poate, știi? Trebuie să explici mai clar. Ok, dar ce se consideră că cauzează suferință? De exemplu, da, să fur, sau cât de mult trebuie să fur, sau dacă fur pentru că mi-e foame. Și sunt tot felul de cazuri și regulile astea la care ajungem, dintr-o perspectivă utilitaristă, a trebuit să se bazeze pe cum credem noi că maximizăm bunăstarea și minimizăm suferința. Dar ar trebui să fie mereu schimbabile. Dacă aflăm lucruri noi, care am descoperit că, de fapt, de exemplu, la un moment dat, se torturau animale, era perfect acceptabil. Să putea să faci orice fel de experiment cu orice animal vil. Și acum am descoperit că, man, nu e ok, pentru că nu științific vorbim, nu mai avem motive să credem în suflet și într-un suflet uman care e mai special și care ne acordă valoare morală, și animalele suferă și animalele simt durere, etc., așa că nu mai e ok, și schimbăm regulile. În cazul unei religii, nu știu cum s-au ajuns la regulile respective, probabil prin trial and error, practic, și ca să respecte oameni, în loc să zică rațional, în loc să argumenteze că, uite, trebuie să respectăm regula asta pentru că așa avem motive să credem că e cel mai bine. Pentru că oamenii nu erau convinși de asta, au zis că știi ce, așa a zis Dumnezeu, punct. Și ca să merg pe linia ta de gândire aici, avem și în Biblie și în Coran exemple de pildă, reguli alimentare, exact, care au apărut acum 2000 de ani, 1000 și ceva de ani, pentru că în societatea respectivă aveau sens, dar acum nu mai au sens, nu ne mai servesc. Și oamenii rămân blocați deseori pe chestiile respective, cum e cu musulmanii care nu mănâncă
Polk, dacă țin bine minte, pentru că așa spune religia lor. Uh-huh. Ok, foarte interesantă discuția. Pentru cei care vor să aibă o discuție despre moralitate cu o persoană religioasă, iată cum, din punct de vedere utilitarist, există multe probleme cu regulile, așa zis, morale, care sunt extrase din religii, mai ales religia creștină, așa că o persoană care este de partea în care încearcă să arate că e cazul să abandonăm o parte din regulile religioase, cu siguranță va avea argumente puternice din punct de vedere utilitarist. Ca să trag o concluzie, sunt câteva idei importante din discuția asta. Unul este că atunci când avem dispute morale, să le abordăm, să creăm un cadru de discuție și cadrul acela să fie utilitarist. Și doi, să încercăm să demonstrăm din punct de vedere utilitarist că ceea ce noi vedem ca fiind moral are mai multe efecte pozitive decât efecte negative și ceea ce considerăm imoral are mai multe efecte sau rău, are mai multe efecte negative decât efecte pozitive. Iar când nu putem să demonstrăm asta, asta e, învățăm din experiență, ne schimbăm opinia și data viitoare avem opinii mai bine aliniate cu consecințele practice ale lucrurilor și putem să fim mai convingători. Astea fiind spuse, îi mulțumim lui Ariel pentru discuție și înainte să încheiem, îl rugăm să ne lase niște date de contact, să știe oamenii cum pot să ia legătura cu el și cum pot să citească sau să afle mai multe din lucrurile pe care le publică. Da, deci, cum a zis Edi, sunt Ariel Pontes, mă găsiți pe net peste tot așa ca Ariel Pontes, dar am și un blog numit Ghostless Machine, cred că acolo e cel mai ușor, ghostlessmachine.com, acolo puteți să intrați și pe mailing list ca să primiți pe mail articolele dacă sunteți interesați și am și început să înregistrez în format de podcast articolele mele pentru că am tendința să scriu articole lungi, chiar acum lucrez la un articol tocmai despre utilitarism și o să-l public în curând dacă vreți să citiți mai mult despre asta sau să ascultați mai mult pentru că o să public și în, varianta audio și cam asta e și am și pagina pe Facebook dacă vreți să mă urmăriți, tot așa Ghostless Machine. Perfect. Așteptăm cu nerăbdare articolul despre utilitarism. Știu că mi-ai spus că vrei să adresezi în el foarte multe din obiecțiile care se aduc. Foarte multe, exact, pentru că asta cu organele e una singură, dar sunt mult mai multe. Oamenii nu înțeleg foarte bine câteodată ce înseamnă plăcere și suferință. Au niște definiții foarte narrow și eu vreau să zic că nu, e ceva mult mai amplu, e orice experiență dorită este bună, orice nedorită este suferință, etc. O să acoper mult mai mult. Ok, astea fiind spuse, încheiem aici discuția. Dacă ți-a plăcut acest episod, te rog dă-i share, astfel încât și alți oameni să afle despre el. Următorul episod o să apară peste 2 săptămâni de la apariția acestui episod. Nu uita că poți să ne găsești pe thegoodlife.ro, care este site-ul podcastului, dar și pe cele mai importante canale de podcasting, cum ar fi Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor FM și așa mai departe. Ne găsești și pe YouTube ca The Good Life și pe Facebook la facebook.com/thegoodlife.ro. Multă baftă în discuțiile tale despre aspecte morale cu alte persoane și ne auzim în curând la următorul episod. Numai bine, ai grijă de tine!